Salutare lume și welcome back to my channel. Bă, foarte mulți dintre voi mi-a spus Bacovia, ce se mai aude de 6ix9ine, de toți rapperii ăștia despre care la un moment dat obișnuiai să vorbești. Rapperi care de la o perioadă au dispărut, n-am mai auzit nimic de ei, la fel cum au dispărut și vlogurile mele la cafea. Pentru cei care încă nu sunteți abonați la acest canal, n-ați sunteți noi pe canal sau nu v-ați abonat încă, hit the subscribe button, hit the like button și hai să vorbim despre 6ix9ine, pentru că da, asta e cererea cea mai mare și am zis să revin cu un clip despre 6ix9ine. Știi foarte bine că de când a ieșit 6ix9ine din pușcărie, a lansat niște proiecte, au făcut mare nebunie pe internet, cifre imense pe live-urile lui de pe Instagram și așa mai departe. Însă după aia iar a intrat în umbra lui de dispărut. Nu se mai vorbește nimic de el și atunci am zis să vin cu un update prin acest clip să vă zic ce mai face. Asta a sunat de parcă sunt prieten cu el și știu ce dracu face. Știm foarte bine, cariera lui 6ix9ine s-a bazat întotdeauna pe trolling, pe ceva funny, pe beef-uri în majoritatea timpului, adică de fiecare dată când 6ix9ine pregătea un album nou, un proiect nou și așa mai departe, stârnea niște controverse cu oponenții lui, intra în beef-uri, trola oamenii ajungând să troleze cu nesimțire chiar și oameni decedați, ceea ce mi se pare, you know, dar cine sunt eu să-i spun lui 6ix9ine ce trebuie să facă? Cred că el știe cel mai bine ce e bine pentru cariera lui. Tot timpul ăsta în care 6ix9ine de luni de zile nu a mai lansat nimic nou, am văzut că a încercat să șteargă cumva imaginea de turnător, mergând la diverse podcast-uri, interviuri și așa mai departe, explicându-le oamenilor că nu e chiar așa, nu e chiar un turnător, sau dacă e un turnător, argumentând că de ce e turnător și așa mai departe. Ideea e că 6ix9ine nu o să poată să șteargă imaginea de turnător niciodată, pentru că vrem sau nu vrem, vrea sau nu vrea, e un turnător, e un snitch pentru creditul de stradă și așa mai departe, va rămâne pentru totdeauna un turnător. Mai rău este faptul că nu înțeleg, dacă 6ix9ine încearcă să șteargă imaginea asta de turnător, nu mai vrea să fie văzut ca turnător sau ca nebun din ăsta delegat. De fiecare dată când merge într-un interviu și e serios și vorbește serios despre diferite subiecte, încercându-se să spele imaginea, revine apoi cu niște chestii care îmi dau la cap, la modul de ce faci asta? Iar una dintre aceste chestii, ca să înțelegeți și voi, este faptul că 6ix9ine a fost văzut, filmat chiar în studio, lucrând la o piesă nouă cu suspectul criminal al lui King Von, Lul Tim. Pentru cine nu știe, Lul Tim este primul suspect, omul care ar fi tras cu arma fatal în King Von, în conflictul acela din fața acelui bar în care King Von și-a pierdut viața. King Von este o legendă a rap-ului din Chicago, este un artist foarte, foarte influent, mai ales în America, iar moartea lui a adus foarte, foarte multă vâlvă și ură pe imaginea lui 6ix9ine. Asta pentru că 6ix9ine a continuat să troleze cu nesimțire moartea acestuia, atacându-l pe Lil Durk și așa mai departe și pe ceilalți rapperi din Chicago. Părerea mea personală și părerea multor abonați, mi se pare exagerat să faci caterincă de moartea cuiva, adică totul până la moarte. Morții cu morții, vii cu vii, știți foarte bine, însă se pare că pe 6ix9ine nu-l deranjează toată treaba asta și a continuat să troleze și să înțepe prietenul lui King Von și așa mai departe, ceea ce mi se pare ireal. Iar de data asta s-a dus în studio să înregistreze o piesă cu Lul Tim, cu criminalul lui King Von, ceea ce mi se pare insane, pentru că la un moment dat, dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, că știu că la un moment dat, singura persoană pe care 6ix9ine o urmărea pe Instagram era Lul Tim. Dar ca să enerveze oameni și ca să creeze vâlvă și atenție, 6ix9ine este dispus să facă orice. Ideea e felul următor, Lul Tim neagă faptul că ar fi făcut o piesă cu 6ix9ine, pentru că știți cum e, ok, să faci o piesă cu 6ix9ine îți generează un hit, îți generează bani, îți generează clout, îți generează imagine și așa mai departe. Însă, colaborând cu 6ix9ine, îți pierzi creditul de stradă. Iar în America, pentru cei care nu știți, creditul de stradă este foarte, foarte important, pentru că dacă te asociezi cu un sifon, cu un turnător, e clar că ceilalți nu o să mai colaboreze cu tine niciodată. Așa că Lul Tim susține că nu, că n-ar fi făcut o piesă cu 6ix9ine, deși există imagini, videouri pe care o să le pun și în acest video, cu ei doi în studio, râzând, distrându-se, înregistrând, ce dracu înregistrau. Ok, într-adevăr, piesa încă n-a apărut, poate 6ix9ine s-a folosit de Lul Tim pentru a crea din nou vâlvă și nebunie pe internet, pentru că e specific lui. Dar, bro, ești în studio cu 6ix9ine, deja ți-ai pierdut într-un fel sau altul creditul de stradă. Însă, Lul Tim încă susține că n-a făcut niciun proiect cu el, deși pe internet se auzi vânuri că ar fi filmat deja un clip alături de 6ix9ine, ori 6ix9ine cu el, ori el cu 6ix9ine. Doesn't matter. So, dacă 6ix9ine a lipsit muzical, asta nu înseamnă că a lipsit cu nebunia lui, atacându-și în continuare pe social media și așa mai departe oponenții, ba mai rău, asociindu-se cu suspectul criminal al lui King Von. Ceea ce mi se pare, wow. Dar știm că de fiecare dată când 6ix9ine pregătește ceva nou, trebuie să facă vulpă neapărat pentru a atinge cifrele alea
Bam! Pentru că pe asta se bazează cariera lui 6ix9ine. La un moment dat și 6ix9ine spunea într-un interviu: bro, eu nu fac muzică, nici nu-mi place muzica pe care o fac, pentru mine e tot o joacă, intru în studio, cânt zaza, bla 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 bla, după care dau drumul la piesă și devine hit, generez bani, îmi trăiesc viața, bani din care probabil își plătește, de fapt, cu siguranță își plătește și protecția, pentru că având atâția inamici și făcând ce a făcut, viața lui este în pericol în fiecare zi atunci când iese pe stradă și așa mai departe, așa că ai nevoie de protecție probabil până la sfârșitul vieții. Deci 6ix9ine, îți doresc spor în treabă, forță de muncă, pentru că s-ar putea că atunci când o să mai generezi suficienți bani, să nu mai ai bani să-ți plătești gărzi de corp și securitate și să o mierlești. E un joc murdar, ce-i drept. Sunt foarte, foarte mulți rapperi care și-au pierdut viața din cauza faptului că n-aveau securitatea cu ei, artiști care nu au fost turnători, artiști normali ca XXXTentacion, ca Pop Smoke și așa mai departe, care și-au pierdut viața. Vă dați seama, fără securitate, unde ar ajunge 6ix9ine? Cred că mai mult de o oră n-ar rezista pe planeta asta. În continuare, 6ix9ine n-a mai lansat ceva piese, însă am văzut că pregătește niște NFT-uri. Pentru cei care nu știți ce sunt NFT-urile, am rugămintea la voi să căutați pe Google. Practic, oamenii își vând arta digital în schimbul al unor criptomonede, adică plătești prin cripto și îți vinzi arta digital. E o piață în plină dezvoltare în care se vând milioane de dolari, mai bine zis, milioane de criptomonede. Așa că da, se pare că NFT-urile au atras atenția lui 6ix9ine, fiind, cred că, printre primii artiști pe care i-am văzut ce o să vândă NFT-uri. Mi se pare tare și eu am un NFT. Pentru cei care vreți să cumpărați și aveți cripto, puteți să-mi cumpărați coperta de la Elsa Bahnur pixelată, pentru că așa am vrut eu să fie, dar trebuie să plătiți prin criptomonede, așa că numai cei care aveți un wallet, adică un portofel de cripto, puteți să-mi cumpărați arta în linkul din descriere. So, yep, cam asta face 6ix9ine, își dezvoltă business-ul pe NFT-uri, probabil lucrează la un material nou, la un album nou și probabil urmează să lanseze și piesa cu Lil Tim, deși Lil Tim încă susține că ei nu au nicio piesă împreună. E interesant să fii gangster și să faci colaborare cu un om care colaborează în continuare cu poliția, colaborează cu federalii și așa mai departe. Iar până data viitoare, dacă v-a plăcut acest vlog în care ne bem cafea, nu uitați să vă abonați la acest canal minunat și să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți despre toată chestia asta cu 6ix9ine. Credeți că o să mai revină la boom-ul pe care l-a avut după ce a ieșit din pușcărie? Și yep, eu am fost Bacovia, ne-am băut cafea împreună, urmează mult mai multe cafele. Vă pup, multă dragoste, hasta la vista, baby, ma!